Tragedie mare la Visoka, Raiunul Soroca. Doi tineri au murit într-un accident rutier cu motocicleta. Potrivit oamenilor legii, motociclistul în vârstă de 19 ani, originar din Visoka, având o pasageră de 20 de ani, locuitoarea Raiunului Dondușeni, din motive necunoscute, s-a tamponat într-un microbuz. Tinerul a murit pe loc, iar fata a fost transportată în stare gravă la spital, unde la scurt timp s-a stins și ea. Șoferul microbusului, în vârstă de 46 de ani, a fugit de la locul producerei accidentului. La scurt timp, acesta a fost prins de oameni. Legii care au stabilit că acesta era în stare de ebrietate. Pe acest caz a fost pornit o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.